Luca, capitolul 13, începem cu versetul 22. Iisus umbla prin cetăți și prin sate, învățând pe norod și călătorind spre Ierusalim. Cineva i-a zis: Doamne, oare puțin sunt cei ce sunt pe calea mântuirii? El le-a răspuns: nevoiți-vă să intrați pe ușa cea strângă, căci vă spun că mulți vor căuta să intre și nu vor putea. Odată ce stăpânul casei se va scula și va încuia ușa, și voi veți fi afară și veți începe să bateți la ușă, să ziceți: Doamne, Doamne, deschide-ne! Drept răspuns, el vă va zice: nu știu de unde sunteți. Atunci veți începe să ziceți: noi am mâncat și am băut în fața ta și în ulițile noastre ai învățat pe norod. Și el vă răspunde: vă spun că nu știu de unde sunteți. Depărtați-vă de la mine, voi toți lucrătorii fără de lege. Va fi plânsul și scrâșnirea dinților când veți vedea pe Avram și pe Isaac și pe Iacob și pe toți prorocii în împărăția lui Dumnezeu, iar pe voi scoși afară. Vor veni de la răsărit și de la apus, de la miază noapte și de la miază zi, și vor ședea la masă în împărăția lui Dumnezeu. Și iată că sunt unii din cei de pe urmă care vor fi cei din tâi, și sunt unii din cei din tâi care vor fi cei de pe urmă. Amin. Reașezați-vă, vă rog. Mulțumim Bunului Dumnezeu care ne-a păstrat sub înîndurarea sa până această seară. Numele Lui să fie slăvit. Ne bucurăm că am ajuns la dumneavoastră, am putut împreună să cântăm, să lăudăm pe Domnul, numai bine ați avut un meniu mai divers. Că la dumneavoastră, văd că în specialitatea casei, cam toate se mănâncă împreună cu multe tobe. Și v-am dat și ceva mai liniștit. Părerea mea că pentru suflet face mai bine, dar consultați alte lucrări de specialitate și veți vedea dacă ce vă spun e drept sau nu. Dragii mei, am citit din cuvintele Domnului Hristos, care a răspuns unei întrebări. Cineva i-a zis: Doamne, oare puțin sunt cei ce sunt pe calea mântuirii? Vedeți, uneori pe noi oameni ne interesează statistici. Vrem date. Și interesant că Domnul nu le-a răspuns matematic să spună cam câți, să spună în cifre absolute, procente, nu. Dimpotrivă, i-a motivat să se poarte sau să facă fiecare în așa fel încât el să fie mântuit. N-a fost bun răspunsul Domnului. La ce ne ajută pe noi să spunem că 40% sunt mântuit, 60% nu? Întrebarea în unde este eu. Voi fi mântuit? Sau mai concret și aplicativ, ce trebuie să fac eu să fiu mântuit? De exemplu, dacă ar fi un cutremur să se audă alții la știri, cât s-au murit în Timișoara, cât s-au scăpat, știi ce ne interesează pe noi? Dacă am o pe cineva acolo, cu ai mei, ce s-a întâmplat? Sunt mor sau sunt vii? Și Domnul care este bun, dorește ca niciunul să nu piară și tot să aibă viața veșnică, în numele Lui să fie slăvit. Vreau să spun mai întâi ceva din primul verset, apropo de campanii de evangelizare. Iisus umbla prin cetăți și prin sat. Asta înseamnă că făcea evangelizare la oraș, la sat. Dar vă rog să rețineți că în timp ce El derula aceste campanii de evangelizare, avea o țintă. Călătorind spre Ierusalim, pentru că acolo urma să aibă loc finalul. Nu știm câtă vreme vor mai fi campanii de evangelizare la oraș și la sat, pentru că într-o zi Dumnezeu își va aduna sfinții la Ierusalimul de sus. Pe traseu nu mai facem lucrarea asta. Pe cât îi întâlnim în cale, cum spunea Domnul, și pe drum provodim și ziceți, împărăția celor este aproape. Dar într-o zi se va striga, cum scrie în Apocalipsa, împărăția lumii a trecut în mâini Domnul nostru și a Hristosului său. Și El va împărăți în vecii vecilor. Slăvit să fie Domnul pentru împărăția care vine. Până atunci, nu știm când, va da Domnul semnalul că s-a terminat cu evangelizările și a început împărăția binecuvântată. Vă dorim, ne dorim să ajungem acolo. Vreau să privim în acest text și în Scriptură de altfel și să observăm că așa pune Scriptura problema și pe o parte și pe alta. Cine și din ce motive va rămâne afară, cine și în ce condiții va fi înăuntru.
Și vreau să privim la ambele aspecte. Să ne cercetăm ca nu cumva să fim printre cei ce rămân afară. Și apoi să ne verificăm, să fim siguri că suntem printre cei ce sunt cu Domnul, cu Stăpânul, în casa sa, atunci când va începe nunta sa binecuvântată. Mai întâi, ca să scăpăm de emoții, îmi spunea cineva când s-a dus să verifice pe o listă admis și respins, azi m-a luat de jos în sus. Așa să văd dacă nu sunt printre respinși. Că după aceea mă interesează să văd pe ce loc sunt. Și aia contează. Vreau să observăm cine va fi afară. Spunea Domnul Hristos aici, versetul 24, nevoiți-vă să intrați pe ușa cea strâmtă. Căci vă spun, și asta a spus-o Fiul lui Dumnezeu, că mulți vor căuta să intre și nu vor putea. Dar de ce? E accesul atât de greu? Și de răspuns. Odată ce stăpânul casei se va scula și va încuia ușa, e clar, nu? După ce încuie ușa, o să fie cât s-ar fi la rând. Mai poate intra vreunul? Cu alte cuvinte, mai întâi și mai întâi, cine va fi afară? Cine n-a intrat la vreme. Cine n-a intrat până a fost ușa deschisă. Vedeți ce ciudat sunt oamenii. Până e ușa deschisă, îi inviți dumnezeiește și nu intră. După aceea vor da buluc pe ușă. Domne, Domne, deschide-ne! Pentru că oamenii nu folosesc clipa potrivit. Spunea Domnul Hristos vorbind Ierusalimului, citind din aceeași Evanghelie, Luca, capitolul 19, de la versetul 41, când s-a apropiat de cetate și a văzut-o, Iisus a plâns pentru ea. Ne aflăm în jurul anului 30 al erei noastre și a zis, dacă ai fi cunoscut-o, măcar în această zi lucrurile care puteau să-ți dea pace. Dar acum ele sunt ascunse de ochii tăi, trecuse vremea potrivită. Și spune Domnul, va veni peste tine zile când vrăjmașul te va înconjura cu șanțuri, te va împresura, te va strânge toate părțile și te va face una cu pământul. Nu le venea să creadă nici la ucenici una ca aceasta. Și nu vor lăsa în tine piatră pe piatră, pentru că n-ai cunoscut vremea când ai fost cercetat. Asta s-a întâmplat în anii 68-70 ai erei noastre, când au pierit peste 1 milion de evrei, majoritatea de cruntă foamete, distruși de un război civil din interior, nu doar de războiul purtat de romanii care asediau și până la urmă au distrus cetatea și sanctuarul. Se va întâmpla la fel, rămân în aceeași Evanghelie, capitolul 21, pământul ăsta așa de frumos. Cum l-am aranjat? Cu atâtea construcții, case, spune Scriptura că va suporta o distrugere totală. Și atunci, când nu-i mai de stat pe aici, când nu va mai fi bine nici în America, nici în România, când se va întâmpla ce a spus Domnul Hristos, Luca 21, de la versetul 25, vor fi semne în soare și în lună și în stele și pe pământ va fi strâmtorare printre neamuri, care nu vor ști ce să facă, ce ședințe vor fi atunci la nivel înalt și ce dezbateri prin familii. La auzul urletelor mării și a valor, oamenii își vor da sufletul de groază în așteptarea lucrurilor care vor fi pe pământ, căci puterile cerului vor fi clătinate. Va fi vremea când se încuie ușa. Dragii mei, dar și până atunci să știți că sunt situații când în mod particular se închide ușa pentru câte un om. Pentru că Dumnezeu nu ne cheamă o viață întreagă să intrăm pe poarta cerului. Ne cheamă de câteva ori. E un timp limitat posibilitatea de a ne mântui. O, de a-mi pricepe asta astăzi și astăzi să ne pocăim. Îmi spuneau frații din Salaș despre un bărbat care, apropo de astfel de zile grele, când a fost pe front în cel de-al doilea război mondial, într-o zi de negură și bombardamente, a zis, Dumnezeule, dacă mă scap de aici, ajung teafăr acasă, mă pocăiesc. Dumnezeu l-a scăpat, că are puterea aceasta. S-a întors acasă, dar când a dat de bine, a intrat în viața civilă și a uitat de Dumnezeu. Sau cel puțin a amânat pentru mai târziu. Dar odată a ajuns
într-o împrejurare cu niște frați și Domnul printr-un cuvânt profetic i-a zis: ascultă, bărbatule, nimeni nu știe, dar eu, Domnul, îți aduc aminte de cuvântul care l-ai spus în ziua strâmtorării tale. Încă te aștept. Și a zis: băi, asta e mare chemare, că nu știe nimeni, a spus nici la nevastă. Eu am făgăduit la Dumnezeu că mă pocăiesc. Și s-a dus câteva luni la adunare, a apucat cu alții, familia n-a fost chiar pentru și iar a abandonat. Și au mai trecut câțiva ani. Într-o zi venea cu carul cu fân de la câmp, se vedea un nor de ploaie, a strigat încă pe un vecin repede să introducă fânul în șură, nu le ajungea un elter și se duce la un alt vecin ce era pocăit și cum intră pe un pridvor exterior, în casă erau niște frați pocăiți la rugăciune. Un proroc venit din altă parte și când a pășit asta pe prag, s-a dat cuvântul și a zis: ascultă, bărbatule, te chem a doua și ultima oară. S-a început să tremure, a zis: auzi, s-a întors la ceilalți care l-așteptau să introducă fânul în pot. Mi-a vorbit Dumnezeu a doua oară și a spus că e ultima. Trebuie să mă pocăiesc. Și știți că nu s-a pocăit nici atunci. Și îmi povestea frații din Sălaj, încă a mai trăit câțiva ani. Stătea pe bancă, la stradă, cum se stă la țară, și le spunea la oamenii care vedea că merg la adunare: duceți-vă că asta e calea mântuirii. Și ziceau: da, vină cu noi! Eu nu mai pot, pentru mine s-a închis ușa. Nu mai pot, dar știu că așa e bine. Dragii mei, vor fi afară unii din cei ce nu intră până este ușa deschisă. Și dinăuntru ne cheamă bunul Dumnezeu la fericire, la slavă, să fim împreună cu El, să-i mulțumim de chemarea aceasta cerească, să-L binecuvântăm că ne-a avut în vedere numele Lui să fie slăvit. Și-a întins privirile peste neamuri, spuneau apostoli în ziua dezbaterii de la Ierusalim, să-și aleagă un popor care să-i poarte numele. Așadar, vă citesc în Scrierea Evrei, capitolul 4, și cu aceasta vă spun o altă experiență ce am avut-o anul trecut. Este la noi în biserică un bărbat, frații îl știu, Efraim îl cheamă. Eu de 17 ani sunt în Arad, vine regulat la biserică. Se bucură. Am fost, l-am vizitat acasă. Cânți cu el, te rogi, îi plac toate. Vine împreună cu soția. Nu-i botezat, nu-i pocăit până în zi de azi. Și am visat anul trecut, fără să mă gândesc neapărat la el, pentru că v-am spus, eu știu de atâția ani. Era un hol lung cu intrări în biserici. Biserica noastră, altă biserică. Și acolo erau oameni care se plimbau într-o parte și alta. Unii voiau să intre, alții nu. Și el se uita, să intru pe ușa asta, să nu intru, să intru pe cealaltă. Și am auzit în vis o voce. Evrei 4:1. Să luăm dar bine seama că atâta vreme cât rămâne în picioare, făgăduința intrării în odihna lui, niciunul din voi să nu se pomenească venit prea târziu. Și când vocea asta s-a încheiat, cum se încheie versetul, eu m-am trezit. L-am chemat când a venit la adunare și i-am spus visul, a început să plângă, dar încă tot n-a intrat. Nimeni să nu se pomenească venit prea târziu. Ca nu cumva să te întâlnești într-o zi cu o ușă închisă. Înăuntru să fie fericire și afară știi ce să fie. Matei capitolul 22, cuvintele Domnului Hristos spune că atunci când înăuntru a început o nuntă, ceea ce înseamnă o fericire maximă, unul a fost dat afară, peste 13 legații mâinile și picioare și luați și aruncați în întunericul de afară. Acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Afară! Dragii mei, poate vă întrebați de ce scrie să-l arunce afară. Oare nu era cumva înăuntru? Pentru că eu până acum v-am spus de unii care nu vor să intre. Vă spun acum un al doilea motiv pentru care unii vor rămânea afară sau vor fi aruncați afară.
că afară nu înseamnă numai neapărat nebotezat și să nu fii membru într-o biserică. Afară poate să însemne și să fii pe moment înăuntru, dar să nu fii vrednic să rămâi înăuntru și să te arunce afară. Pentru că spunea Domnul Hristos, citesc Matei capitolul 8, de la versetul 12, iar fiii împărăției vor fi aruncați în întunericul de afară, unde va fi plânsul și scrâșnirea dinților, cum chiar și din cei dinăuntru, da, pentru că la final se va face o triere foarte puternică, încât spune Biblia, cel neprihănit scapă cu greu. Și se scrie în continuare, ce se va face cel rău și păcătos? Matei capitolul 13, rămânem aceeași Evanghelie, citesc de la versetul 41, Fiul omului va trimite pe îngerii săi și ei vor smulge din împărăția lui. Deci poate cineva să fie pe moment membru, în interior. Vor smulge toate lucrurile care sunt pricine de păcătuire împreună cu alții. Și vor arunca în cuptorul aprins, acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Doamne, păzește-ne de așa ceva! Pentru că vreau să vă arăt un al doilea motiv pentru care unii vor rămâne afară. Luca, capitolul 13, citesc de la versetul 25 în continuare. Atunci veți începe să bate la ușă, ziceți, Doamne, Doamne, deschide-ne. Drept răspuns, el va zice, nu știu de unde sunteți, nu sunteți de acasă. Atunci veți începe să ziceți, iată dezvinovățirea lor. Noi am mâncat și am băut în fața ta și în ulițile noastre ai învățat pe norod. Deci cine va fi afară? Unii din cei ce au fost la evanghelizare. Au zis, da, noi am fost cu poporul când ai predicat. Dragii mei, eu nu v-aș dori să fiți la evanghelizare, dar să rămâneți afară. V-aș dori să vă mântuiți sufletele. Și lista continuă, lista de afară. Și el vă va răspunde, nu știu de unde sunteți. Doamne, noi am fost la slujbă. Și lista continuă. Matei, capitolul 7. Știți, până se întinde lista celor de afară. Până după amvon. Până la slujitori. Matei 7, de la versetul 21. Și când vă spun aceste cuvinte, îmi dau seama că și eu care vă predic și frații care sunt lângă mine, nu vă vorbim din rai, încă vă vorbim de aici. Când vom ajunge în rai, ne va vorbi marele învățător și stăpân. Așa că aici, spune Apostolul Pavel, eu, zice el, 1 Corinteni 9, mă port aspru cu trupul meu, ca nu cumva după ce am propovăduit altora eu însu să fiu lepădat, adică să rămân pe din afară. Ascultați Matei 7 la 21. Nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția celor. Acum hai să spun că Doamne, Doamne, spun cei ce vin la adunare. Se roagă și ei când. Versetul 23. Mulți. Acum vă rog, rețineți. V-am spus că mulți rămân afară că n-au vrut să intre la vreme. Mai sunt mulți care rămân pe din afară scoși dinăuntru. Mulți îmi vor zice în ziua aceea, Doamne, Doamne, n-am prorocit noi numele Tău. Vine să zic că ăștia numai de la Pentecostal sau de la Carismatici pot să fie. Că au prorocit. N-am scos noi draci în numele Tău și n-am făcut noi multe minuni în numele Tău. Atunci le voi spune curat. Dar se poate ca acum să nu ne sesizeze? Dumnezeu ne sesizează. Dacă vrem să o luăm aminte, dar atunci o spune pe față, în mod categoric și definitiv. Să se îndure Domnul de noi care predicăm și dumneavoastră care ascultați. Când la noi există riscul, scrie în Matei 23 să zicem și să nu facem, și la dumneavoastră scrie în continuare aici că e riscul sau risc să nu faceți. Deci vor fi afară mulți din cei ce aparent sunt înăuntru. Și istoria Israelului ne stă mărturie.
N-au crezut evreii cu capul odată că îi lasă Dumnezeu de ocară. I-au asediat babilonienii. Și știți ce credeau evreii în vremea lui Zedechia? Va face Domnul una din minunile lui și ne scap. Ieremia 7, spuneau templul Domnului, templul Domnului. I-a scăpat Dumnezeu că au zis atâta? Nu. Scrie în 1 Samuel capitolul 4 că fiii lui Eli s-au dus cu chivotul pe front. Și când au văzut evreii chivotul, au strigat de s-a cutremurat pământul. Că la zgomote mari așa se întâmplă. Ca la căderea Erihor. Și s-au speriat filistenii. Dar la ce au ajutat strigătele acelea? La absolut nimic. Și bătrânul Eli, când a auzit că a fost luat chivotul și fiii lui au murit, a murit și el, vinovați toți deodată după profeția dată. Domnul să se îndure de noi. Pentru că nu cumva să ne bizuim că noi suntem mai Domnul, că noi suntem înăuntru. Și ne stăm picioare să ia bine seama să nu cad. Dar vreau să mă duc mai departe cu explicația, să aduc lămuriri, pentru că altfel risc să nu mă credeți. Și dacă n-ar fi așa, nu-i problemă, numai să nu fie. Luca 13, versetul 27, și el vă va răspunde, vă spun că nu știu de unde sunteți. Doamne, din biserica cutare. Și acum vine răspunsul clar, depărtați-vă de la mine, voi toți lucrătorii, fără de lege. Pentru că Dumnezeu are o parolă la intrarea în rai. 2 Timotei, capitolul 2. Citesc cuvintele Apostolului Pavel care spunea, versetul 19, totuși temelia tare a lui Dumnezeu stă nezguduită, având pecetea asta. Dacă îți poate pune pecetea asta și ai ștampila asta, e în regulă. Dacă nu, doar cu raport de activitate nu intri în rai, doar cu evidențe de membralitate nu te ajută. Domnul cunoaște pe cei ce sunt ai Lui. Nu ia listele de la secretar. Și oricine rostește numele Domnului să se depărteze de fără de lege. Dragii mei, la Dumnezeu în ceruri se strigă într-una, Sfânt, Sfânt este Domnul. Și Dumnezeu este așa de curat, de nu poate să vadă răul și păcatul. Și dacă vreunul dintre noi se compromite în vreo stare păcătoasă, să nu-și imagineze că Dumnezeu e atât de bun încât trece cu vederea toate acestea, da. Vi-l citesc pe Dumnezeu care a spus cât e de bun, dar vă rog să urmăriți în ce condiții. Exod capitolul 34, versetele 6 și 7. Asta nu declar eu, e autoprezentarea lui Dumnezeu. Domnul Dumnezeu e plin de îndurare, de aceea noi suntem în viață și sănătoși, suntem în adunare. E milostiv, încet la mânie, plin de bunătate, credincioșie. Își ține dragostea până în mii de neamuri de oameni, iartă fără de lege, a răzvrătirea, păcatul. Vă dați seama ce Dumnezeu bun avem, ce șanse avem cu El? Ascultați finalul. Dar nu socotește pe cel vinovat drept nevinovat și pedepsește fără de lege. Deci cât am fi de răi, dacă ne pocăim, Domnul se îndură de noi și ne duce în rai. Dar dacă de un singur păcat nu ne pocăim, pe ăla Dumnezeu nu-l trece cu vedere. Acesta e Dumnezeul nostru, e sfânt, slăvit să-i fie numele. Repet, ne iartă de orice păcat. Până într-acolo încât spunea Domnul Hristos, vă citesc din Evanghelia după Matei, capitolul 21, ceea ce nu puteau crede unul din vremea sa, versetul 31, adevărat vă spun că vameșii și curvele intră în împărăția lui Dumnezeu. Păi vameșii sunt cei mai mari coți dintre bărbați și curvele sunt cele mai stricate femei dintre ele. Și ăștia pot să fie mântuiți cu o singură condiție, să se lase de păcatele lor. Și altul cu păcate puține,
dar nu se mântuie dacă nu se lasă de ele. Să vă dau un exemplu. Se poate ca un om care are cancer, dacă se intervine, vorbim numai pământește, și să fie extirpată partea afectată să mai trăiască? Se poate. Dar vreunul, dacă e doar rănit undeva și se scurge sângele din el și nimeni nu-i pansează rana, moare? Păi sigur moare. Nu trebuie neapărat să fie cancer ca să moară. Poate muri și de o altă boală, care n-ar părea atât de periculoasă. De aceea, în seara asta vă propun să ne cercetăm dacă mai este vreo fără de lege în viața noastră. Se ruga David și spune Scriptura despre el, vă citesc din Psalmul 19, versetul 12. Cine-și cunoaște greșelile făcute din neștiință? Că uneori greșim fără să ne dăm seama. Zice el: Doamne, iartă-mi greșelile pe care nu le cunosc. Păzește de asemenea pe robul tău de mândrie să nu stăpânească ea peste mine. Atunci voi fi fără prihană, nevinovat de păcate mari. Tot David zice în Psalmul 25, versetul 6. Adu-ți aminte, Doamne, de îndurare și bunătatea ta, că sunt veșnici. Nu-ți aduce aminte nici de greșelile în tinerețea mea, nici de fără de legile mele, ci adu-ți aminte de mine după îndurarea ta cea mare, după bunătatea ta. Doamne, ascultă-ne și pe noi, te rugăm. Să ne ierte Domnul toate fără de legile. El e drept și poate să ne ierte. Cu o singură condiție: să ne pocăim. Că dacă nu ne pocăim, rămânem pe din afară. Și să știți că diavolul e suficient de viclean ca să-ți dea impresia, pe de-o parte, că tu faci slujbă și ești bun, să-ți dea impresia că tu ești filantrop și ești mare milostiv, dar să-ți păstreze un păcat de care să nu te poți scăpa. Diavolul n-are interes să-ți dai seama că ești pierdut, dacă tu încerci să te lupți, să fii înăuntru. Din potrivă, el vrea să te înșele în vreun fel sau altul, cu vreun păcat ascuns, cu vreo șiretenie oarecare. De aceea spune Scriptura, vă citesc din 1 Timotei, capitolul 1, ce avem de făcut noi, cuvintele Apostolului Pavel de la versetul 5, ținta poruncii este dragoste. Adică trebuie să ajungem la o stare, dragostea este împlinirea legii. Asta înseamnă să nu gândești rău de nimeni, să te porți cu amabilitate cu tot, să faci fapte bune, să suporți nedreptățile, o stare de dragoste, e de dorit. Dar ascultați ce ajută la asta. Aceasta vine dintr-o inimă curată, dintr-un cuget bun și dintr-o credință neprefăcută. Asta înseamnă, la un loc, spun eu, sinceritate. Să-ți fie cugetul curat și dacă te simți vinovat în vreo privință, să te mărturisești, să te cercetezi, să te pocăiești. S-a întâmplat la noi în Arad, povestea o profesoară la radio, zicea ea: acum am aflat și eu cum gândesc pocăiții. O elevă, clasa de liceu, când le-a adus tezele la limba română, zice: doamna profesoară, vă rog să mie să-mi dați nota 1. Dar de ce? Am copiat. Asta o știa că elevă bună. Las că și alții o copia. Nu, i-am prins, rămâne așa. Nu, doamna profesoară, mie să-mi dați nota 1, știți că m-am note bune, îmi scot media. Dar spune-mi, dragă, ce te-au apucat? Eu așa ceva n-am întâlnit. Și doamna profesoară, vă spun adevărul curat. Duminică urmează să mă botez. Botezul e mărturia unui cuget curat. Și atâta bucurie am că sunt mântuită. Și când mă gândesc numai la faptul că v-am mințit, asta îmi fură bucuria. Altceva n-am să-mi fure bucuria. Și nu vreau să-mi fure bucuria. Vreau duminică să mă bucur cu Dumnezeul meu. Măi, fată, lasă-mi. Nu, vreau să fiu cu cugetul în păcat. Și dacă vă gândiți: Doamne, dar oare n-am fără de lege și eu nu știu și nu cumva să rămân pe din afară?
Să știi că Dumnezeu prin predică, printr-o cântare, printr-un vis îți vorbește, numai tu să fii sincer și să te pocăiești. Să nu te faci atunci că, o știut probabil de mine și de aia a zis. Dar ce, numai eu sunt, alții nu? De ce tu stai la rândul pe altul când e vorba de intrat mai când se ia cu năval? Să știi că celui neprihănit îi răsară lumină în întuneric. Că Dumnezeul nostru, când știe că am păcătuit, ne vorbește să ne pocăim. Spune în Ioan 4 că a intrat Domnul în vorbă cu femeia și astea a zis, dă-mi, Doamne, apa vieții. S-o-s da, atunci du-te, vină cu bărbatul. Măi, și-a atins-o unde o doare. Că asta nu era legitim cu bărbatul. Păi da, pentru că dacă te duci la doctor, doctorul nu o să spună ce frumos arată, hai să-ți fac o poză. O să spună, măi, după cum te văd, tu ai ceva probleme cu ficatul, știu eu. Că la doctor te duci tocmai să-ți arate boala. Și la Domnul când vii, îți arată păcatul că vrea să ți-l ierte și să te facă sfânt. Nu-i bine așa? Ce folos să venim la adunare și să spună, Dumnezeu, ce frumos a cântat. Da, va spune asta și ne va răsplăti. Dar mai întâi vrea să ne mântuiască sufletele în curăție și adevăr, slăvit să fie Domnul. Vreau să vă dau aici un exemplu. Un tânăr din Statele Unite, originar din Turda, mi-a povestit că, într-o iarnă muncind pe șantier, fiind fric, i-a dus diavolul o șoaptă în gând că dacă bei o pahar de vin te încălzești. Și l-a băut. A doua zi a fost tot fric. A treia zi era o sâmbătă, s-a dus să muncească într-o familie, punea gresie. Și vine gazda, bărbatul din casă, nici predicator, nici proroc, și zice, băi, acum mi-am amintit o poveste ce am auzit-o și eu de la bunicul. Pe vremuri era un boier ce avea o slugă foarte harnică și ăsta a adunat ceva bănuți și eu zis la boier, lasă-mi, cumpăr și eu o bucată de pământ să învăț și eu de viața mea. Bine, băiat, vine cineva și spune, băi, să știi că și-o mai cumpăra sluga o bucată de pământ, harnicom. Băi, vine și spune, mă, știi care și cai și căruț. Și vine altul mai târziu și spune, băi, l-am văzut pe sluga ta și ăsta întreabă, era cu cai, cu căruța, mergea la câmp. Aici am văzut că se însoară. Bun, foarte bine. Asta m-am gândit eu că ajunge om. Și vine după un timp în altul și spune, măi, m-am întâlnit astăzi cu sluga ta, fosta slugă. Unde era? Era cu căruța? Era cu nevasta? Și nu, mă, l-am văzut la birt. Bă, asta e rău. Și când ajunge cu povestea la vorba asta, strigă nevasta pe fratele, hai, dragă, să mergi să-mi aduci ceva. Și rămâne băiatul nostru cu mistria în mână. Băi, ăsta nu știe că eu am băut. Și l-a apucat să spună povestea asta. Dumnezeu mi-a vorbit, altul nu mai pun băutură în gură în viac. Că Dumnezeu vrea să te scape de fără de lege. Tu vrei? Sau vrei să spun într-o zi curat că Dumnezeu o știut și ți se pare că o tăcut? Doamne, ajută-ne să scăpăm de tot ce e rău. Amin. Am încheiat cu cei de afară. Să încheiem cu toții cu cei afară. Afară vor fi mulți care nu vor să se pocăiască la vreme. Și tot amână. Afară vor fi mulți din cei ce s-au pocăit, dar, cum zicea cineva, nu de tot. Adică mai au fără de legi pe care nu le abandonează. Și știți iată ce vor face oamenii. Vor avea vreme să se gândească la păcatele care i-au scos afară din rai. Că bogatul numai asta zicea, numai asta vedea. Stea cu lui Lazar, îl vezi? Și Iuda numai bani a văzut. Ăștia, vezi? Păcatele pe care diavolul ne-a păcălit și ne-au fost dragi, astea ne vor fi guma de mestecat în iad. Vom avea la ce să ne gândim. Știi? Frații, eu zis să mă las de asta. Mie mi-a plăcut. Mi s-a spus să mă pocăiesc, dar asta am vrut. O să vezi că ce ți-a plăcut mai mult, aia îți va determina chinul etern. Dumnezeu să vă păzească de plâșul și scrâșnirea dinților de afară. Să vă păzească de întunericul de afară, dar veniți la lumina dinăuntru, unde se văd toate păcatele și unde te poți cerceta singur în lumina lui Dumnezeu și te poți pocăi. Amin. Cine va fi înăuntru? Sau care vor fi criteriile pentru a fi admis în rai? Frumoasă admitere și acceptare. Luca 13, versetul 24. Nevăiți-vă
să intrați pe ușa cea strâmbă. Ca să legăm asta de ceea ce am spus până acum, să scap de fără de lege nu-i întotdeauna ușor, că așa după cum vă ziceam, asta place. Că s-a dus tânărul bogat la Domnul Iisus și i-a zis, uite asta, 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 i-au amintit vreo 4 porunci. A spus, Doamne, n-am probleme, le-am păzit și nu oricum, cu grijă. Și atunci Domnul îi mai spune ceva, citesc versiunea Marcu 10, cuvintele Domnului Hristos de la versetul 21. Îți lipsește un lucru. Du-te de vinde tot ce ai. Să știți că nu-i condiție ca să intri în rai să vinzi tot ce ai. E altfel se pune problema. Cum vă spuneam, când mergi la Domnul, îți depistează exact boala. Și la ăsta când i-a depistat boala, e ca la câte unul care spune, tu nu mai ai voie să mănânci niciodată asta. Dar tu are voie să mănânci. Dar el așa e de sensibil încât dacă aceea mai mănâncă, moare. De la sărat și le-avea o comorâncire, adică nu se pierde avuția ta. Apoi vino, ia scrucea și urmează. Pentru că omul acela în condiția prosperă a vieții sale era prea marcat de avere și nu își punea viața în slujba lui Dumnezeu. Și scrie aici, mâhnit de aceste cuvinte, omul acela a plecat întristat de tot, căci avea multe avuții. Și ascultați cuvintele Domnului, versetul 24. Fiilor, cât de a nevoie este pentru cei ce se încred în bogății să intre în împărăția lui Dumnezeu. Aici e acel nevoiți-vă, exact la lucrurile la care le faci a nevoie. Pentru dumneavoastră, care e cel mai a nevoie lucru? E cel care nu-i lezne. Pentru că sunt lucruri la care nu ținem. Nu ne interesează. N-avem ispite în domeniul acela, dar sunt altele la care... Și, dragii mei, diavolul știe unde suntem slabi, așa-i? Și Dumnezeu știe și vrea să ne îndreptăm. Dar se pune problema, noi recunoaștem unde este problema noastră? Sau nu recunoaște? Întrebați pe fratele Cornelistor că vine la dumneavoastră, spuneau că la ei în biserică a avut o soră care zicea ea că avea duc de curățenie. Poate vi se pare ciudat că doar curățenie e recomandată și de Scripturi. Însă până într-acolo era obsedată, încât dacă își amintea noaptea că este undeva praf, se scula să-l șteargă. Aprindea lumina cu nasul, să nu lase amprente. Și când venea bărbatul, orice de la serviciu, la deratizare, dă-mi voie să intre în casă. Și de aici scandal, supărare, nemulțumire, nu-i vreme de cele sfinte, pentru că nu era rădăcină. Și-a îngăduit-o Domnul la un cancer, în jurul vârstei 30 de ani. La un moment dat, boala a anchilozat-o, s-au făcut viermi în trupul ei și spunea ea, întrebați pe fratele Cornel, eu care m-am trezit când am știut că este undeva praf, a trebuit să văd viermi în trupul meu să n-am posibilitatea să îi îndepărtez. Atât i-a trebuit lui Dumnezeu să mă zdrobească pe mine și să mă ajute să nu mai gândesc la nimic ce-i pământesc, că toate sunt gunoi în final. Și să-mi pun nădejdea în împărăția care vine. Nu-i problemă că unii sunt bogați, dar pentru unii e problemă. Pe ei averea îi marchează, la asta se gândesc de dimineață până seară și de seară până dimineață tot la fel visează. Alții sunt obsedați cu alte lucruri, alte plăceri. Pentru unii sportul este mare pasiune, pentru alții vreo altă distracție, pentru alții plăceri morale. Să ne ajute Domnul acolo unde știm că suntem deficitari, să ne luptăm, amin? Eu, de exemplu, sunt născut în familie pocăiți, majoritatea păcatelor din lume nici nu știu cum arată, dar am avut și eu păcatele mele, cu gura am mai păcătuit. Nu am înjurat, dar aveam așa niște jargoane și vorbeam mai... Dădeam replici ușoare, aveam o satiră așa născută. Și ca să scap de niște vorbe, 6 luni m-am anevoit
Și nu ziceam numai bună ziua, dar nu să-mi iasă din uz. Și mulțumesc Domnului că m-a scăpat. Ca să vă dau o probă, vedeți cât v-ar trebui să înlocuiți pe ceau cu pacea Domnului. Ca să înlocuiți cârtiri la adresa guvernanților, că tot sunt găuri în șosele, până vă gândiți la alte străzi din rai. Vedeți cam cât durează, să vedeți ce înseamnă să te anevoiești. Pentru că pe pământ suntem așa de țesuți în lumea asta păcătoasă, încât uneori nici nu suntem conștienți că păcătuim, dragii mei. Și dacă vrei să ieșim din lume pe o cale îngustă spre rai, dar sigur, trebuie să ne anevoim. Mulțumim Domnului care ne dă harul uneori să scăpăm de păcate ușor și zburăm ca niște porumbei spre plumbarul lor. Dar alte ori parcă sunt așa de grei bocanci ce-i purtăm în picioare. Am trimis odată pe cineva să meargă să ceară de iertare la altul și a zis, frate, două ceasuri a făcut pe o jumătate de kilometru. Când mă duceam încolo, când mă duceam încolo? Eu sunt cer iertare. Frate, scriu eu pe foaie, dar nu știu cum să zici. Da, mă, da. Da, fratele meu. Pentru că altfel, tu dacă nu ierți, tu dacă nu ești iertat, anevoiește-te acolo unde știi că ți este greu. Depune efort. Pentru că dacă într-un domeniu oarecare al sănătății știm că trebuie să depunem efort, dacă ne-a fost fracturată mâna, apoi trebuie să mergem la fizioterapie, apoi facem la mișcări până uităm de noi, așa-i? Numai să ne redobândim mobilitatea brațului. De atunci, de ce ne-a trebuit făcut și la limbă toate mișcările astea și la genunchi? Nu mă tâni în zadar. Efort pentru a scăpa de rău și a învăța binele. Așa cum zicea Isaia, capitolul 1, Doamne, ajută-ne! Așa scria o soră la o altă. Zice, auzi, mi-am schimbat adresa. M-am mutat de pe strada nemulțumitorilor pe strada mulțumitorilor. Și departe? Zice, nu, numai că treci pe la intersecția care se numește rugăciunea cu stăruință. Că altfel nu se poate. Dați-mi voie să vă citesc când a observat ce înseamnă a te nevoi, cele scrise în a doua Petru, capitolul 1. Cuvintele apostolului care zicea, citesc de la versetul 4. Domnul ne-a dat făgăduițului nespus de mari și scumpe, ca prin ele să ne facem părtași fiului Dumnezeu după ce am fugit de stricăciunea care este în lume prin pop. Deci acum atenție. De aceea, dați-vă și voi toate silințele să uniți cu credința voastră fapta. Cam cât ne trebuie nouă să unim cu credința? Fapta. Când nu poți să o unești de voie bună, așa la o predică, încearcă să o unești cu vreo două zile de post. Mai leagă cu 3-4 rugăciuni. Mai fă o mărturisire. Și nu te lăsa și unește cu credința fapta. Și apoi mai departe avansează în frânare, răbdare, toate astea la locul lor, ca să ajungi la ținta poruncii, dragostea de frați cu dragostea de frați, iubirea de oameni, slăvită fie Domnul. Se poate ajunge aici? Da, dragostea este împlinirea legii și aici nu mai există fără de lege. Ce frumos ar fi să fie așa în adunare, așa-i? Și la noi acasă, nu? Uite de dor. Să avem frați iubitori care nu se ceartă, nu sunt probleme. A întrebat cineva de pe un bătrân, la voi acasă toți sunt pocăiți? Poate Domnul să găsească plăcere, Duhul Sfânt să se odihnească? A spus, da. Și ce dovezi ai? Am 3 băieți surați în casă, 3 nurori cu soacra fac mâncare în aceeași oală și nu le-am auzit certându-se niciodată. Frumos! Da, în rai toți vom mânca din aceeași oală. Și vom sta la aceeași masă. Și asta va însemna să nu mai fie invidie, ură, cine-i servit primul, cine al doilea, auzi? Mulțumim Domnului că ne-a mântuit. Așadar, fiecare să-și reconsidere spiritualitatea în lumina Scripturii și să se nevoiască să intre pe poarta
ce ați trebuie. Asta înseamnă să fii gata să renunți la orice și să slujești Domnului cu toată inima și cu bucurie. Niciun păcat să nu stăpânească peste viața ta. Amin. În al doilea rând, cine va fi înăuntru? Care va fi criteriul de selecție pentru acceptarea noastră în împărăția lui Dumnezeu? Luca, capitolul 13. Citesc versetul 30. Și iată că sunt unii din cei de pe urmă, care vor fi cei din tâi. Și sunt unii din cei din tâi, care vor fi cei de pe urmă. Știți cine vor fi în rai? Cei din tâi. Uneori mergem cu prezumția că Dumnezeu ne mântuiește și cu nota 5. Dar dacă în rai vor fi admiși numai premianți. Numai cei din tâi. Dar care-și cei din tâi? Că ei la un moment dat au putut să fie din cei de pe urmă. Asta înseamnă și veniți mai pe urmă la credință, și mai codași în pocăință până la un moment dat, dar așa s-au silit încât spre final au ajuns să fie cei din tâi. Hai să vă dau un exemplu. La noi în adunare era o soră din cei de pe urmă. Se ținea și ea de turmă, dar mai la urmă. A cântat o vreme în cor, apoi n-a mai cântat. Pe la 40 și ceva de ani a ajuns șomeră și zicea ea, hai să mă apuc să citesc Biblia toată, că n-am citit-o așa cor comun de la Genesă la Apocalipsă niciodată. A citit-o și s-a îndrăgostit de textul sacru. Și a mai luat-o încă o dată să o citească. De data asta și-a luat caiete de notițe, conspecte, când ne-am dus să o vizităm, numai ne scoate o arhivă. Nu degeaba fiica ei zicea, mamă, vrei să dai admitere la teologie? Ce-i cu atâtea notițe aici? Și știți ce ne spune? Fraților, eu n-am știut că Biblia e așa frumos. Văd câte un verset așa frumos încât am vrut să-l scriu eu cu mâna mea. Și pagini din Biblie așa frumoase încât m-am apucat și am făcut conspect. Avea un alt limbaj. Puteai să vorbești cu ea lucruri spirituale. Dar până atunci fusese cea de pe urmă. Aproximativ în jur vârstei 30 de ani a întâlnit un bărbat în piață, tot membru în adunare, tot din cei de pe urmă. Și zice, băi, dar repede ai călunțit. Poftim, un bărbat are treabă când căruțește nevasta altuia. Nu trece o săptămână, că așa le potrivește diavolul. Și o întâlnește altul. Și zice, dar tu ești mai bătrână ca bărbatul, că n-are deloc părcăruș, tu ești albă ca oaia. Zice, dar eu sunt cu 7 ani mai tânără. N-am zice, n-am ce face, trebuie să mă vopsesc. Și așa, s-a dus viața ei. Acum zice, frate, ce să spun de când m-am îndrăgostit de Domnul, lucrurile sfinte, acum nu mai lipsește de la adunare, participă activ. Am uitat să mă vopsesc, frate. M-a scăpat în minte. Dacă nu te poți ocupa prea bine și de cel din afară și de cel dinăuntru. Dacă vrei să fii între cei din tâi, apoi cei din tâi, uite că nu s-au jucat, că au teme. Dar cei de pe urmă n-au treabă, copiii care de-abia se rudesc să treacă clasa, află mâine că au avut temă. Dar care vrea să fie între cei din tâi, apoi ăștia, ultimii noștri doi băieți, unul a fost proșcoală, altul antișcoală. Cel proșcoală, țin minte din clasa a întâia, cum intra a zecea, niciodată nu trebuie să-i spune cineva fă temele, bagă din potrivă, amintesc, spunea soția, hai să mănânci, după ce termin temele. Celălalt a trebuit mulți în jur ca să facă temele, dar nu totdeauna s-a ajuns la capăt. Bun, asta e cu școala și trece, dar noi vorbim de rai. Și când văd că sora asta este așa de doritoare de lucrurile sfinte, zic, soră, uite, mai scris două cărți de studiu, îți dau și citești, văd că îți place. N-a trecut două săptămâni, eram pe drum, mergeam într-o misiune, mi-a spus, frate, eu să am citit la cele două cărți. Dar uite ce scrie în cărțile alea, asta vreau să spui la adunare, la frați. M-am gândit și asta, am spus de mult, dar era vremea când tu erai din cei din urmă și nu veneai. Acum ajung și am dorința asta de sfințire, de apropiere de Dumnezeu. Vreți să fiți înăuntru? Fiți din cei din tăi. Vă întreb, merită Dumnezeu cei mai buni?
Abel nu a știut multe, era la început, dar i-a adus Domnului cele din tâi și din grăsimea lor. Cain a zis, ai, dau și Dumnezeu ceva, băgăm în coș, așa, la grămadă, nu așa. Dumnezeul nostru merită superlativul, merită să-i dăm toată inima și toată puterea, pentru că de fapt ne luptăm pentru mântuirea noastră. Doamne, ajută-ne! De fapt, cine sunt cei din tâi? Ca să dau răspunsul după Biblie, Matei capitolul 21, cuvintele Domnului Hristos, spunea de la versetul 28, ce credeți? Un om avea doi feciori, hai că pot fi două fete, aceleași probleme se întâmplă. S-a dus la cel din tâi, ăștia cei din tâi care rămân la urmă, și i-a zis, fiule, du-te astăzi de lucrează în via mea. Nu vreau răspunsul. În urmă i-a părut rău și s-a dus la celălalt și i-a spus tot așa. Și fiul acesta a răspuns, mă duc, Doamne, și nu s-a dus. Care din amândoi a făcut voia tatălui său? Cel din tâi, au răspuns ei. Și Iisus le-a zis, adevărat vă spun că vame și curvele merg înaintea voastră în împărăția lui Dumnezeu, fiindcă Ioan a venit la voi umblând pe calea neprihănirii, voi nu l-ați crezut, dar vame și curvele l-au crezut. Și acum atenție, și măcar că ați văzut lucrul acesta, nu v-ați căit în urmă ca să-l credeți. Cine sunt cei din tâi? Nu neapărat care au fost cei din tâi din totdeauna, că întâi n-au ascultat. Sunt cei ce se pocăiesc cu adevărat și se silesc, adică cei ce se anevoiesc. Doamne, ajută-ne să fim printre ei. Nu știu de unde s-a născut ideea că dragostea din tâi aia a fost ceva extraordinar și mai la urmă toți pocăiții trebuie să o lase așa mai ușurel cu pocăința. Sau cel puțin așa ne justificăm. Știți la care biserică din Apocalipsa îi spune că faptele de la urmă au fost mai bune decât cele din tâi? Știți? Dar știți că la cea care zice că și-a pierdut dragostea din tâi, a spus că îți pierde și sfeșnicul? Ați văzut? Deci problema nu se pune care e mai vechi în pocăință, ci care se silește, care dă năvala și care nu renunță cu niciun chip și se silește, își dă toate silințele să ajungă în împărăția lui Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Vă veți sili? Faceți întrecere în continuare la cititul Bibliei, la zilele de post, la rugăciune, asta nu cu mândrie, ca o slavă pentru Domnul și ca o asigurare a mântuirii noastre. Doamne, ajută-ne! Și în final, și am încheiat, mai apare aici un criteriu care îmi place mult, Luca 13, citesc de la versetul 29, vor veni de la răsărit. Întrebați-l tot pe fratele Cornel Nistor de misiunea care o face în Siberia, dar cred că se scapă și vă spun el că e tare dragă Rusia. Vor veni la răsărit, uite, frații noștri de acolo vin. Și de la apus, avem și noi români duși prin America, nu? De la mează noapte avem misionari la Polul Nord. Și de la mează zi avem misionari în Africa. Și vor sta masă cu Avram, cu Isaac și cu Iacob, cu toți prorocii în împărăția lui Dumnezeu, mărit să fie Domnul. Cine va fi în rai? Oameni de peste tot. Dacă nu suntem noi pocăiți, are Dumnezeu alții. Nu vrem să fim noi cei din tâi, las că vin africani. Nu ne anevoim noi, se vor anevoi alții. Dragii mei, vă îndemn să vă rugați pentru frații din țările unde credința e prigonită. Dumneavoastră știți prin ce trec alții? Știți că anul trecut au fost cei mai mulți martiri din oricare alt an din istoria bisericii? Biserici întregi în Nigeria au fost arse. Frați, slujitori, familii, omorâți. Nu știm ce se este în alte țări. Acum și a adus în discuție Coreea de Nord, acolo dacă se pocăiește unul, s-a arestat toți din casă. Și aceia se vor sili, ăia își pun prețul vieții și vin din toate colțurile pământului și se mântuiesc. Și noi, fii ai împărăției, să rămânem pe din afară? Nu, că Domnul a dat o cină mare și are loc pentru toți, slăvit să-i fie numele. Să ne gândim așadar și la alții. Și într-o zi, să ne bucurăm că Dumnezeu vrea să ne strângă de pe întreg mapamondul
și să-L binecuvântăm cu o singură limbă, vor fi anulate efectele turnului Babel și vom slăvi cu toții pe Domnul în împărăția Lui. O să avem un singur cor mare, binecuvântat, nu știu să zică mic sau bărbătesc, cum o să zică cor de fete, acolo nu mai sunt nici bărbați, nici femei, vor fi și îngeri și vor lăuda pe Domnul. O mare mulțime e văzut acolo înaintea tronului Dumnezeu, acolo e loc pentru noi. Dragul meu, numai atâta dacă te-ai gândi ce proiect are Dumnezeu. Uiți de toate planurile tale și vei spune cu drag, Doamne, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta. Vreau, Doamne, să înceapă această binecuvântată împărăție, slăvit să fie Domnul. Recapitulăm și ne oprim aici. Se continuă cu evanghelizările până ajungem la Ierusalim. Acolo și vrem să ajungem, Doamne, ajută-ne. Dar unii vor rămâne pe din afară. Cine? Cine tot amână pocăința. Doi, cine? Mulți din cei care sunt de formă înăuntru. De ce? Valabil pentru cei de afară și pentru cei dinăuntru ce vor fi dați afară. Au acceptat fără de legea în viața lor. Cine va fi înăuntru? Cei care se anevoiesc, că păcătoși am fost toți, ispite avem toți. Care-i sfânt din oficiu? Spune, frate, eu așa de ușor m-am întins, m-am bătut în palme și m-am trezit în rai. Trebuie să bați de multe ori în palme. Spuneau niște tineri, frate, dacă noi am crezut că dacă suntem botezați cu Duhul Sfânt, noi zburăm de acum. Da, după ce ești botezat cu Duhul Sfânt, îți cresc aripi, dar nu se mișcă de voie. Trebuie să dai tu din ele, dacă nu poți umbla tot pe lăbuțile tale. Și ți-au crescut tare degeaba. Cine va fi înăuntru? Cei din tâi. Să ne ajute Domnul în fapte bune cei din tâi. La adunare cei din tâi. În toate cei din tâi. Cap pentru Dumnezeu să le facem pe toate. Că oricum în cer vor fi mulți, vor veni de peste tot. Și am vrea să fim și noi cu Avram, Isaac și cu Iacob și Domnul care ne-a pregătit în împărăția, slăvit să-i fie numele. Amin.